Există o percepție publică despre agenții poluanți care nu identifică în mod precis sau la importanța cuvenită efectelor diferiților agenți poluanți asupra sistemului endocrin. De fapt, asistăm la nașterea unei noi discipline, atât chimice cât și medicale, care se numește teoria și practica disruptorilor endocrini. Disruptorii endocrini sunt orice substanță care a ajuns în mediu, produce o tulburare acută sau de durată a sistemului endocrin într-o generație sau mai multe, subliniez. Disruptorii endocrini sunt de mai multe feluri. Unii dintre cei mai cunoscuți sunt estrogenii. Estrogenii sunt pe larg folosiți în medicină, sunt pe larg folosiți în cosmetică, iar introducerea anticoncepționalelor acum 30 de ani în practica medicală a însemnat creșterea de sute de ori a nivelului estrogenilor din apele reziduale. Pentru că toți estrogenii care sunt introduși în corp într-un fel sau altul se elimină din organism și prin apele reziduale ajung în sistemul ecologic al fiecărui. Estrogenii produc în primul rând maturizarea prematură a sistemului hipofizo-ovarian la fete și în al doilea rând produc tulburări importante în edificarea și funcționarea aparatului genital la adolescent sau la desfășurarea procesului de pubertate la băieți. Estrogenii de asemenea au un rol important în sarcina normală, dar dacă sunt administrați în cantități prea mari, pot produce unele efecte negative asupra evoluției sarcinii. Acesta este cel mai cunoscut disruptor endocrin, hormonul care ajunge în sistemul ecologic. Există însă și alți disruptori mai puțin percepuți ca atare. În primul rând sunt metalele grele, zincul și alți componenți ai ambalajelor de la băuturile răcoritoare, care ajung pe diferite căi în apele oceanice, împreună cu ceea ce rezultă din spălarea diferitelor tancuri petroliere și poluează apa oceanelor și mărilor într-o manieră subtilă. Produc malformații ale nevertebratelor de acolo, aceste nevertebrate sunt consumate de către vertebrate și peștii ajung să fie la rândul lor consumați de către om și de aici se produc efecte negative asupra dezvoltării sistemului endocrin, în special la nivelul tiroidei și a paratiroidelor.